Câinii roșii au fost învinși în Ungaria pe terenul puternice echipe Telekom Veszprém, una dintre favoritele acestei grupe de la Liga Campionilor, cu scorul de 30-33. Câinii au condus la pauză după 30 de minute superbe de joc, însă maghiarii au reușit să întoarcă jocul în repriza secundă. În primele meciuri din grupă, Dinamo București a pierdut cu SC Magdeburg la scorul de 28-30 și a remizat cu GOG cu scorul de 38-38. În Ungaria, campioana României a avut o primă repriză excelentă, dar neatenția de la începutul părții secunde a costat-o, pierzând meciul în fața puternicei echipe Telekom Veszprém. Al treilea meci disputat de Dinamo în actuala ediție a Champions League a avut deopotrivă speranță, emoție, momente de consistență, dar și un interval nefast care și-a lăsat amprenta probabil asupra rezultatului final. În Veszprém Arena, Câinii Roșii au plecat ca din pușcă și după 4 minute aveau 3-0 în fața unei adverse năucite. La meciul de miercuri a fost prezent și Petre Cosma, tatălui Marian Cosma, fost jucător al ambelor echipe. Veszprém HC a pregătit un moment special în memoria la începutul partidei, în aplauzele frenetice ale propriilor fani, iar în minutul 8 sala a tăcut într-un act de emoție vibrantă dedicat lui Marian Cosma, născut pe 8 septembrie, înjunghiat mortal pe 8 februarie 2009 și care a evoluat cu numărul 8 la echipa maghiară. După un debut de meci excepțional, în partea secundă, între minutele 36 și 46 s-a petrecut răsturnarea. O bucată de meci în care dinamoviștii au greșit prea mult, s-au pripit, iar gazdele au profitat și au trecut în față 26-21. Meciul s-a încheiat cu scorul final de 33-30 în favoarea gazdelor. După două înfrângeri și un rezultat de egalitate, Dinamo trebuie neapărat să câștige duelul cu Porto din sala polivalentă pentru a rămâne cu șanse bune în lupta pentru primele 6 locuri din grupă. Campioana României are și o revanșă de luat după ce portughezii au bătut în ultima secundă la București anul trecut. Doar primele două clasate în fiecare grupă se clasifică direct în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3 și 6 vor disputa meciuri în play-off pe 22 și 30 martie 2023, urmate de sferturile de finală pe 10 mai și 18 mai, respectiv turneul Final Four la Köln pe 17 și 18 iunie.